Deci și unde m-a găsit la Procromen, că știți de matematică. Așa, dar dragilor, continuăm lecția rapoarte și proporții și am să vreau să vorbesc un pic despre ce înseamnă esența asta. Că, din păcate, noi reținem niște proprietăți mai mult mecanice. Înțeles tu? Adică adună numărătorii, adună numitorii, se dă la valoarea raportului, dar nu ne-e clar ce se întâmplă. Uite, un raport, știi ce înseamnă? Bună, 3 pe 4. Știi cu cât este egală fracția 3 pe 4? Asta e fracție ordinară, nu? Da. Și cu cât este egală asta? 3 împărțit la 4. Adică cât face? 0,... Așa? 0,75. 75, da. Da? 0,75. Asta e ori scrii 3 pe 4, ori 0,75. Dar eu zic că 3 pe 4 e egal și cu 6 pe 8. Da? 3 pe 4 e egal cu 6 pe 8. Pentru că dacă împărți pe 6 la 8, fac tot 0,75. Deci 0,75 au făcut când am împărțit pe 3 pe 4 și tot atât se întâmplă. De fapt, s-a obținut după asta amplificând cu 2 pe 3 pe 4, care se fac 6 pe 8. Care mai poate să fie, dacă fac cu 3, face 9 pe 12, da? 9 pe 12. Și așa mai departe. Deci putem face un șir de alături. Când la un raport, a cărui valoare este 0,75, putem face un șir de rapoarte. E o egalitate între ele. Și acele egalități înseamnă proporții. Numai dacă am o singură egalitate, înseamnă proporția. Și mai multe egalități înseamnă un șir de rapoarte egale între ele, deci o proporție. Cum se obține dintr-un raport, plecând la un raport, a cărui valoare este asta, se obțin alte rapoarte. Și că egalitatea asta ar loc, 6 ori 12, egal cu cât face? 72, iar 8 ori 9, 72. Deci, ori așa probăm, plecând de la faptul că s-a obținut, înmulțim cu 2 sau cu 3, de la fracția ireductibilă. Da? Dar, atenție, faptul că are loc egalitatea, înseamnă că același număr se păstrează ca valoarea raportului. Da? Adică, ori fracția respectivă, ori numărul zecimal. Da? E bine, dacă scriu acum 1 pe 2, cât înseamnă 1 pe 2? 1 pe 2? 1 pe 2 este 0,5. Adică cu 0,5. 0,5. Și care e egal cu 2 pe 4, care e egal cu 3 pe 6, care e egal cu 4 pe 8 și mai departe. Deci, de la cea ireductibilă, de bază, obținem prin amplificarea numărătorului și numitorului cu același număr, o altă fracție care este egală cu cealaltă. Tot 1 pe 2 este. Dacă împărțim pe 3 la 6, tot, ca și cum ar fi fost 1 împărțit la 2. Tot 1 pe 2. Că, de fapt, 3 pe 6 prin simplificare înseamnă 1 pe 2. Cum să de aici în dreapta și înapoi, prin simplificare. Știi bine că noi am zis, nu lucrăm cu fracții, decât fracții ireductibile tot timpul. Nouă ne plac fracțiile ireductibile și de acele discutăm. Acum, așa cum avem șirul ăsta de rapoarte, 1 pe 2 egal cu 2 pe 4 egal cu 3 pe 6, egal în continuare și cu suma numărătorilor a două sau a tuturor supra câte aduni aici. Deci egal cu 2 plus 3 face 5, supra, deci pe ăsta 2, supra 4 și 6, 10. Că dacă simplificăm pe 5, cât face? 1 pe 2. Este aceeași. De aceea tu îți permiți să aduni două din ele, sau pe toate trei, sau pe câte ori fie toate adunate. Suma numărătorilor, deci șirul de rapoarte este egal cu și suma numărătorilor pe suma numitorilor. Da? De asemenea, egal în continuare și cu, dacă la numitori adunăm numărătorii, să zicem, avem așa, 2 pe 4, egal cu 3 pe 6, da? Să luăm asta. Proporția asta. 2 pe 4 egal cu 3 pe 6. De aici o proporție derivată este să întoarce. Adică și 4 pe 2, noi, egal cu 6 pe 3. Dar care este valoarea raportului? Aici era 1 pe 2. Sau egal cu 0,5, nu? Da. Cât ar fi valoarea? 4 împărțit la 2, cât face? 0,5. 4 împărțit la 2 face 2. 2. Da? Și 6 împărțit la 3, tot 2. Da. Deci, cu altul mine întorcând, obținem tot o proporție, tot o egalitate, dar nu este egal cu valoarea înainte. Este mai mare. S-ar trebui să fie mai mare. Atât dacă poți fi mai mică.
În concluzie, prin întoarcere nu se mai păstrează valoarea. Se schimbă. Se schimbă valoarea raportului. Numai că egalitatea se menține. Dacă întoarcem amândouă, sau dacă le vrei, pe toate de aici. Uite, dacă mă întorc aici, 2 pe 4, egal cu 3 pe 6, egal cu 4 pe 8, egal cu 5 pe 10, și de aici rezultă, dacă le întorc, vine 4 pe 2, egal cu 6 pe 3, și egal cu 8 pe 4. Și egal cu 10 pe 5. Vezi? Este o altă valoare a raportului. Dar este o proporție derivată de ce este, că a fost obținut din proporția asta. Din asta a obținut-o pe cealaltă torpide. În concluzie, ori de câte ai o proporție, ea se păstrează ca egalitate dacă adun numărătorii la numărătorii între ei, la câte vrei tu din ele, 2, 3, și numitorul la fel, dau două, trei dintre ele. Deci vreau să înțelegem și să înțeleagă toți prietenii noștri că uneori păstrăm aceeași valoare 0,5 prin niște proprietăți, alteori nu se mai păstrează. Noua proporție are altă valoare. Da? Altă valoare, alt număr. Și de ce nu ne mai permite să zicem egalitate în continuare? Dacă plecăm cu 1 pe 2, 1 pe 2, care înseamnă 0,5, și care e egal cu 2 pe 4 și egal cu cine am mai zis, cu 3 pe 6 și așa mai departe. Ei, în clipa în care ridic la pătrat, prima la pătrat face 1 pe 4, 1 la 2 supra 2 la 2, 1 pe 4, e egal cu 2 la 2, 4 pe 4 la 2, 16, și este egal cu 9 supra 36. Deci ce am făcut aici? Am ridicat la pătrat. Dacă împart pe 1 la 4, cât face aici? 0,25. Fac 0,25. Deci, valoarea raportului nu este 0,5. Valoarea raportului este 0,5 la pătrat. Ia să vedem, 0,5 totul la a doua. Cu cine este egal 0,5 la a doua? 0,5. 5 ori 0,5. Și face 5 ori 5, 25. 0,25. Face 0,25, că sunt 20 mani. Când mulțim 0,5 cu 0,5, 0,25. Adică, iată că e altă valoare a raportului, pătratului. De aceea știi când îl cam aici egal cu rând, prin ridicarea pătrat este rând pătrat. Da? Deci, atenție, ori ridicăm la pătrat sau mulțim două dintre ele, fie că mulțim două dintre ele, numărătorii între ei și unitorii între ei, dau peste peste K pătrat. Fostul K, valoarea raportului, acum devine K pătrat. Dacă le-am mulțit trei, ar fi 3 între ele, 1 ori 2 ori 3, supra 2 ori 4 ori 6, dau peste 0,5 la a treia. Da? K la a treia. Dacă înțelegem bine aceste lucruri, atunci când ne apucăm de exerciții, nu mai avem emoții, ci înțelegem bine când putem păstra șirul de egalități, și când nu putem păstra. Din ce am discutat acum, am înțeles așa. Că dacă am șirul de rapoarte, 1 pe 2, egal cu 2 pe 4, egal cu 3 pe 6, da? Dacă avem așa, atunci, dacă le întoarcem, nu mai este egal în continuare. Când adunăm, da? O primă chestie, dacă adunăm toți numărătorii pe toți numitorii, sau adunăm mai două numărători la două fracții și numitori la același, atunci egalitatea se păstrează. Deci pot să spun că este egal cu 6 pe, cât zicem acum, 8 și 6, 14 și este, prin simplificat, 8 și cu 6, 14, tot 1 pe 2, nu. 12 este, da? 12, 6 cu 6, 12, da? Și este corect aici, dar... Bine, un dar. Este tot 1 pe 2, cel de înainte. Deci egalitatea se menține. Dar dacă adunăm numărătorii la numitori, deci vine 1 supra 1 și cu 2, 3, egal cu 2 supra 2 și cu 4, 6, egal cu 3 supra, cât? 3 și cu 6, 9. Mai este egal aici? Întrebarea, mai este egal? Nu, aici e o doime și ai șirul nou de la poartă. E o treime. E cu totul altceva. Deci să nu greșim, să spunem egal mai departe. Este o, rezultă. Rezultă o altă proporție
care, nu? Care are o altă valoare. Fiecare raport în parte are o altă valoare. Aceste lucruri știute ne permite așa să nu greșim vreodată la neghișiții și să înțelegem că ori de câte ori noi avem o fracție ordinară, numărător numitor, ea se transformă în fracție zecimală prin împărțire efectiv, nu? Și deci valoarea raportului scris în formă zecimală știm cum se obține, fie periodică simplu, fie periodică mixtă, dar oricum, orice fracție se scrie ca un număr, o fracție periodică se scrie ca un număr zecimal. Periodică și simplă și mixtă, tot fracții ordinare poate să fie aranjate. Tot o formă de MPM. Acum, aș vrea să vedem așa, la întâmplare, din negreșitele cele multe care le ai tu acolo, să ne oprim la unul. Așa, care... Afară, am înțeles, am înțeles, dar eu aici iau unul la întâmplare. Știind că, deci știind că x pe 3 egal cu y pe 5 și egal cu z pe 9, da, știind că x pe 3 egal cu z pe 9, să așa, și mai adaug de desubt condiția 7x pătrat plus 9y pătrat minus 2z pătrat este egal cu 2016, știind asta, atunci x egal cu cine, y egal cu cine, z egal cu cine. Află x, y și z. Ușor. Cum? Ușor. Cum? Păi o să amplificăm, o să ridicăm la a doua toate fracțiile. Deci plecăm de la șirul dat, de la proporția dată, x pe 3 egal cu y pe 5. Y pe 5 egal cu z pe 9. Da. Rezultă că... Nu, deci rezultă, da? Da, nu e egal. Bun. X la a doua supra 9 egal cu x, pe x la a doua supra 25. Y la a doua pe 25. Y la a doua pe 25 egal cu z la a doua supra 81. Așa. Putem o înmulțim cu 7. Da. Cu 7 pe a doua cu 9 și pe a treia cu 2. Deci prima cu 7, din cauza care e 7x pătrat, da? Da. Deci prima o amplifici cu 7. 7, a doua cu 9 și pe a treia cu 2. Așa, și pe a treia cu 2. Și atunci... 7x la a doua supra 60. Aici poți să spunem egal mai departe? Da. Sau rezultă? Rezultă. Ba nu, putem spune egal. Egal, sigur că da. Deci egal, că amplificăm și numărător și numitor, nu se schimbă valoarea raport. 7x pătrat. Supra cât? Supra... 7x supra 63 da. Egal cu 9y la a doua supra... 9 ori 25. 9 ori 25. Cât face de dat 9 ori 25? 225. Da? 225. Așa. Egal cu 2z la a doua supra... 2z pătrat. Supra 162. 162. Și egal mai departe, egal... În continuare, egal cu cine? 7x la a doua plus 9y la a doua plus 2z la a minus 2z pătrat. A, minus 2z pătrat. 2z pătrat. Totul supra? Totul supra. 63 plus 225 minus 162 egal cu 2016. 2016 supra? Supra 288 minus 162 egal cu 6, 2 și 1. 126. Și egal cu împărțirea trebuie să facă exact. 2016 împărțit la 126. Ia fă-te, rog. 2016 împărțit la 126. Cred că merge o dată și pe urmă de 6 ori a mers tu. Deci când a mers o dată, 126 în 201, o dată, nu? Da, o dată. Și îți dă acolo restul? Da. 75. Nu așa o dată? Ba
Ba da, 75. Și coboră pe 6 și merge pe 6. 6 ori, da. Da. Și face 16. Da. Așadar, avem că valoarea raportului acela este egal cu 16. Și atunci te întorci. X pătrat. Că e la a doua. Asta, asta ar fi, dacă e fi notat cu el, aici, dacă e notat cu el, ăsta este el pătrat. Deci, da. Da? Ei, acum, dacă tu te duci x pătrat pe 9 egal cu 16, aici, parcă te întrebi cine l-a pătrat, să facă 16 și asta și asta, ca și mai spune x pe 9, x pe 3, egal cu 4. Cu alte cuvinte, dacă ăsta este r pătrat, r simplu, pentru șirul de la coarte la cer, egal cu 4. Ai înțeles de ce, da? Că fostul r s-a ridicat la pătrată, da? Ca valoare. Și atunci, fii cât te întorci aici, fii cât la x pe r egal cu 4, de unde scos că x egal cu 3 ori 4, 12, y egal cu... Y este egal cu 20, da? Și z-ul este egal cu 36. Da? 36. Și cu asta am rezolvat repede ieșițele. Vezi? Trebuie să ai forța de a înțelege bine ieșițele și atunci te duci foarte bine. Deci ce ai înțeles tu? Că, iată, când ți se dă o proporție care înseamnă deja două relații de egal. Vezi că tu ai avut două relații de egal aici, da? Două, una, două. Și mai încă una, a treia, un al treilea egal, din cele trei poți să afli necunoscutele. Dar dacă îți dă numai două relații și spune să se arate, să se arate valoarea expresiei, cum am văzut ieri în exercițiu, acolo nu-ți mai pui problema să afli pe X, Y și Z. Deci când numărul necunoscutelor coincide cu numărul de egaluri, 1, 2, 3, atunci îți poți afli necunoscutele. Dacă nu, nu le poți afla. Da? Concret, ca să ne înțelege și să prietenii noștri să vadă și important, să fie clară pentru toți cei care ne privesc. Iată, dacă ți se dă așa, știi în care loc. Acum am făcut o E, da? Deci, dacă avem 2B egal cu 3A, 5B egal cu 4C, 3D este egal cu 8C. Și mai am că A plus B plus C plus D, A plus B plus C plus D egal cu 75. Atunci câte valori de egal am? Câte egaluri am? 3. Nu? 4? Și pe relația asta? Da, 4. Și câte necunoscute sunt aici? 4. Aici merge să spun A egal cu cine? B egal cu cine? Da. C egal cu cine? Și D egal cu cine? Deci se pune problema. 10. Bun. Cum se face de acum știm ca idee. Că se află într-o singură necunoscută toate celelalte, adică aș afla pe A și pe C în funcție de B. Da, și toate și pe C tot în funcție de B. Da, și pe urmă, numai în B și pe plus da. Și merge ieșițiul. Dar dacă ți s-ar da așa, am relația. Relația următoare. A pe A supra 2B plus 3C, 2B plus 3C este egal cu 2B supra A plus 3C, A plus 3C este egal cu 3C supra A plus 2B, A plus 2B. E, dacă ți se dă asta, atunci 3C supra A plus 2B, da? Atunci n-ai decât două relații de egal. Și spune să se calculeze expresia. Expresia e egal cu A plus B plus C pe lângă 1 pe A plus 1 pe B plus 1 pe C. La acest moment nu se mai pune problema să afli pe A, B și C concret ca valoare. Din ce motiv nu poți să le afli? Pentru că trebuie să afli doar cald. Să calculezi da. Valoarea expresiei. Da. Dar tu n-ai în informații, n-ai în ipoteză trei egaluri. Că dacă ai fi avut trei egaluri,
atunci din cele trei egaluri făceai trei relații, le îmbinai acolo fel dar și nu trebuie trei relații, poate una trebuie, dacă vrei să le afli pe necunoscute. Deci atenție, dacă autorul, atenție, vreau să spun și asta vreau să clarific la tine. Dacă sunt dat trei relații, atunci îți pui problema să le afli pe ele și tu să le înlocuiești. Că nu sunt trei relații, nu poți să le afli. Asta, pe asta e tot insistă. Deci nu sunt trei relații, salut ideea de a le afla. Sunt numai două, atunci spui, voi afla două din ele în funcție de a treia. Și ții minte cum am lucrat ele. Da. Am aflat... Am adunat la... Nu știu cum a fost, nu mă interesează. Important este că ideea noastră a fost așa. Aflăm două din ele în funcție de a treia. Adică folosim primul egal, folosim al doilea egal, fie că mai între timp am niște proporții derivate acolo, până când se lipește ghișțiu, și s-a lipit foarte bine că la un moment dat am avut numărătorii la același lucru, iar numitorii au fost diferiți. Și fiindcă fracțiile aveau același numărători, una din metode, atunci am pus numitorii egali între ele. Da? Și acolo am găsit două relații, între A și B, adică asta e egal cu ăsta și ăsta e egal cu ăsta, cum ne-a venit nou cel mai bine, și atunci am găsit două necunoscute în funcție de a treia. Și pe rând le-am locuit pe cele două în funcție de a treia și așa o dată ghișițiu foarte, foarte frumos. Așa, da. Vezi, trebuie să avea strategia foarte bine pusă la punct. Cum mâine are o lucrare, iată, îi spunem prietenilor noștri, că noi nu facem altceva astăzi decât să clarificăm ideile de lucru. Deci când te afli în faza ghișițiului, te uiți foarte bine. Ca un moment metodă. Te uiți foarte bine să vezi ce informații corect ai. Dacă numărul necunoscutilor egal cu numărul egalurilor dat în negreșițiu, înseamnă să pune problema să afle concret necunoscutile și să rezolvi. Chiar autorul spune să se afle necunoscutile sau să se, nu, să se rezolve, să se afle A, B, C și D sau X, Y și Z. Dar dacă ți se spune să se arate că e adevărată relația și anima numărul egalurilor, numărul de egal mai mic, decât numărul necunoscutelor, atunci nu mai poți afla necunoscutele. Asta am putut să clarific cu tine foarte, foarte clar. Da? Deci nu bâlbâim deloc. Nu stăm pe gânduri. Fiindcă lucrarea de rapoarte și proporție, ai înțeles ce înseamnă raportul, e un număr decimal, fracție ordinară și ce prin împărțirea număr decimal. Și proporție înseamnă două egale. Da. De fapt, la fracția ireductibilă... Eu am duc la fracție ireductibilă. Da? Deci la fracția ireductibilă, prin amplificare să obțin fracții ireductibile și înapoi, prin simplificare, fracții ireductibile. Ireductibile, da. Fie ABC, ia să vedem, zice așa, fie ABC din Q, așa încât, avem următoarea egalitate. A supra B plus C egal cu B supra C plus A, B supra C plus A și este egal cu C supra A plus B. C supra A plus B. Deci avem două egaluri, da? Între A, B și C. Da. E A supra B plus C, B supra C plus A, C supra A plus B. E de parcă A o trece în B, B o trece în C. Și aici B plus C, B o trece în C, C o în A. Și este o ciclicitate. Da, păi vom adună la o secundă. Ce îmi cere? Nu pot să mă raport de ghișițiu. Ce îmi cere? Arătați că două puncte. A mare este egal. Arătați că A mare, care e dat de forma 7 supra 7 ori A plus B supra B plus C, A plus B supra B plus C plus 5 ori B plus C supra C plus A, B plus C supra C plus A, plus 4 ori C plus A supra A plus B. Deci, arătați că A-ul acesta egal pătrat perfect. Deci, să arătăm că A-ul acesta este pătrat perfect. Păi, nu trebuie să aflăm numerele, pentru că n-am între relații. N-avem decât două egaluri. Da, și cum am făcut la prima de ieri, m-a adunat la numărător, numitorii, ne folosim de primele două relații. La numărător, numărător, numitorii, la celălalt numărător, numitorii.
și nu avea că A plus B plus C egal supra BC egal cu A plus B plus C spre deci, aceea. Da? Din, din asta. Da, rezultă că B plus rezultă, C egal nu spune egal. Nu spunem că rezultă egal, ci pur și simplu există o proporție derivată. Deci obținem o proporție derivată și dacă adunăm numitorii la numărători, o să obținem A plus B plus C supra B plus C egal cu A plus B plus C supra A plus C și egal cu egal cu A plus B plus C totul supra A plus B și de aici rezultă că BC egal B plus C egal cu A plus C. Deci fiindcă numărătorii sunt egali, dacă luăm pe asta de sine stătătoare, asta se întâmplă dacă și numai dacă egalul acesta, dacă și numai dacă B plus C egal cu A plus C. C cu C se duce și B egal cu A. Da? O da. Și cea de-a doua egalitate se produce dacă și numai dacă A plus C, A plus C egal cu A plus B. Da. Adică prin A se duce și înseamnă că C egal cu B. C egal cu B. Deci iată cum a ieșit foarte repede că B egal cu A, avem așa, da? B egal cu A, C egal cu B, deci este egalitate peste tot. Deci rezultă că A egal cu B egal cu C. Și ne hotărâm. În loc de B și C, punem A. Da? Fiindcă sunt egali. Și atunci A mare devine. A mare este egal cu 7 ori. 7 ori A, 2A supra 2A. 2A supra 2A. Plus 5 ori 2A supra 2A. Da. Plus 4. Plus 4 ori 2A supra 2A. Putem să facem un 2 pe A în față. Tot, simplifică. Da. Și face 7 plus 4 plus 5. Da? Și face? Face 16. 16, care e cam cu pătrat perfect, nu? Și cu asta am terminat exercițiul. Ia să vedem punctul B. Ce spunea aici la punctul B? Nu știu. Ia să vedem. Îl văd eu. La punctul B, așa, avem că trebuie să arătăm, calculați expresia. Nu. Calculați B. Calculați expresia B mare egal cu A pătrat plus 2B pătrat plus 3C pătrat totul supra AB plus BC plus CA. AB plus BC plus CA. Deci am avut punctul A și l-am făcut, acum punctul B. Egal mai departe. Sigur, în contextul ăsta, A egal cu B egal cu C. Dar am avut asta, nu? Obținut de așa. Cum procedăm? Păi scriem A la a doua plus 2 A la a doua plus 3 A la a doua. Deci, îndată, de aici A la a doua plus 2 A la a doua, te înlocui pe plus 3 A la a doua, plus 3 A la a doua, totul supra. 2A plus 2A plus 2A. 2A plus 2A plus 2A. Și egal cu? Sus, o să scoatem un factor 1 la... A, se simplifică. Da. 2A cu 2A. Care? Nu. Ia adunăm că de A pătrat sunt aici. Da. Vine... 1 și cu 2 și cu 3. 5 la 3A. 6 sunt. 6A. 6 la 3A. 6 la 2A. E 1A pătrat. Cu 2 și cu 3, da? De 6 a pătrat, totul supra 6 a. Supra 6 a. 6 a, 6 cu 6 simplifică, A la 2 egal A, egal cu A. Deci trebuia să arătăm, ia să vedem ce spunea, să se arate că, să calculeze expresia asta. Deci rezultat, expresia este egal cu A. Vezi, foarte, foarte ușor a fost dacă am înțeles bine ești. Să mai vedem încă unul. Să
zicem așa, știind că am 15A egal cu 12B, cu 12B și este egal cu 10C și mai am încă un egal, două egaluri le am și mai am încă unul. A pătrat plus B pătrat este egal cu 164. Deci câte valori de egal am înclit asta? Două. Date numerele, determinați numerele acestea, știind că au aceste, avem aceste trei relații. Nu se poate. Păi da, am două, trei egaluri și trei necunoscute, merge. De ce nu se poate? N-am, uite tu, am un egal, două, trei. Având trei egaluri, pot afla necunoscutele. Da. Să se determine, să se afle. Să se afle. Deci nu ca pe discuții, ne discutăm. Cum? 3PA o să-l ridic la a doua, 15A. Cum, pe 3PA? Pe 15A. 15A, ridic tot la a doua. Și vine 15 ori la a doua. Da, pe și 15 trebuie, nu poți face. Păi 15 ori 15 vine. 225. Uite, pe scurt, e așa, e egal cu un râ. Valoarea, la uite, egal cu un râ, așa aș face eu. Deci, valoarea, zic 15A, 15A egal cu râ. 12B egal cu râ. Și 10C egal cu râ. Valoarea raportului, așa, tot timpul. Valoarea mulțirii respectiv. De unde A va fi egal cu cine? A egal cu... A egal cu 15 râ? Nu. 15 împărțit la R. Nu, R împărțit la 15. Atenție, aici e grav ce ai spus acum. Deci nu mai e greșit. A egal cu dreapta pe stânga. Adică 2 ori X egal cu 6. X ăsta pe cine este egal? 6 împărțit la 2. Da? 6 împărțit la 2. Te rog frumos, nu mai greșești asta. Asta e grav. Nu ne jucăm aici. Deci de aici A egal cu R împărțit la 15. R supra 15. B egal cu cine? Cu R. Supra 12. Așa. Și C egal cu? R supra 10. R supra 10. Și cu A, B și C știute, repede mă duc și locuiesc aici. Da? Da, acolo e A la a doua, nu e A. Păi ridic acum la a doua. Eu spun un loc de A. Pun loc de A cât este. Și zic R supra 15 la pătrat. Că e la a doua. Plus B, R supra 12, la pătrat, este egal cu 164. Da? Și cum se dică o fracție la o putere? Și numărător și numitor. Deci echivalent cu? R la 2. Supra 225. Plus? Plus R la 2. R la 2. 44. Supra 144. Și 164. Ca să nu pierdem timpul repede, aduci la ceas numitor. Pe... 225 îl descompune. E bine, 225. 25. Egal cu? 5. Era 15 la a doua, adică 3 ori 5. 3 ori 5. Totul la a doua. La doua. Adică egal cu 3 la a doua. Ori 5 la a doua. Ca să nu pierd timpul, sunt foarte, foarte, foarte atent. Și 144 este egal cu 5. A 12 la a doua. 3 la a doua, 4 la a doua. 3 la a doua, 4 la a doua. Adică 4 la a doua înseamnă 2 la a doua și totul la a doua, 2 la a patra. Da? Și care e cel mai mic multiplu comun? Cel mai mic multiplu comun? 3 la a doua, 5 la a doua, ori... 3 la a doua, 5 la a doua și ori 4 la a doua. 144 ori... 144 ori 25. Deci e 144, de la 3 la 2, 2 la 4, da?